Important este acest lucru, da? Că sunt în partea asta a bastonului. Ideea asta este bastonul este o armă extrem de periculoasă, cum spuneam și el. Ea poate să facă mult rău. Da? Se poate face și mult bine. Și
mele de livrare, în sensul că îl poate controla pe partenerul meu, da? Și devine dacă știu. Deci, loviturile sunt întruchise, folosea, eschivează exact ca la tehnicile fără arme, nu? Un tuchi, da? Iacob Andrei, Iacob Andrei, eu cu minunțe la picior.
1, primează dincolo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Este o idee greșită. Ar trebui să devină parte din mine, da? Să-mi permită să le manevrez cum aș manevra, da? Copiile mele mâini. Da? Pentru că fel de altă problemă. Deci, Doi, da? Baterii care mă atacă, da? M-a apăsat, apăra de unul, da? Al doilea. Pastorul îmi permite să fac aceste lucruri, da? Pentru că e lung. Poate pe rugii brațul meu până acolo. Un, doi, trei, patru. Îmi permite, pot acoperi o suprafață mare de lucru. Numai pentru că el poate fi prelungit, poate să prelungească mâinile până la... Da? De acolo. Mai mult, da? Da? Poate folosească și la înaparea lungimii. Eu pomenuce, dați-vă, din poziția pe care o am eu, aș putea pala eu cu așa. Asta însă mă scoate în afară, da? Și este greu să continui să lovesc. Asta este motivul pentru care, în partea asta, paleta asta, îmi permite să rămân în, în cărți, zice, da? Da? Partea asta. Pot rămâne și aici. Deci, așa cum aici mă apăr în felul acesta și din coace așa, așa aici, partea asta mă apăr. Din coace, ieși. Un.
poate facă este să se apere. Deci el atacă, da? El atacă, el atacă. Ce? 1, 2, 3, 4. Bastonul, da? Acoperit aici, hop, vedeți. Doar mai extrem de efectul ăla, mai periculos decât sabia. Dacă e mai redat, cu ghișul, da? De ce? De ce? Asta e efectul.